Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Ploiești, au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de fals informatic, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. În cauză s-a reținut faptul că, începând cu vara anului 2020, în baza unei rezoluții infracționale unice, inculpatul a creat pe diferite site-uri de socializare pagini de utilizatori care atestau în fals calitatea sa de reprezentant al unor unități bancare din România, prin intermediul cărora a obținut de la mai multe persoane vătămate datele de conectare la aplicația de internet banking sau date ce permiteau efectuarea de operațiuni financiare online. Ulterior, sumele de bani existente în conturile respectivelor persoane au fost transferate prin intermediul unor procesatori online, iar în final au fost utilizate la achiziționarea de diferite produse și servicii. Procurorii DIICOT au efectuat o percheziție domiciliară pe raza județului Giurgiu, în urma care au fost ridicate mai multe sisteme informatice, bani, bunuri și înscrisuri. În cursul zilei de mâine, inculpatul va fi prezentat Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Giurgiu, precum și al jandarmilor din cadrul grupării de jandarmi mobilă Matei Basarab, Ploiești.